Calendarul anului școlar 2024-2025 a fost publicat în Monitorul Oficial. Elevii vor începe școala pe 9 septembrie, iar pentru cei mai mulți dintre ei vacanța de vară va începe oficial pe 21 iunie anul viitor. Care este structura exactă, ne spune chiar acum jurnalistul Euronews Andrei Rotaru, Andrei, bun găsit, ascultăm. Bun găsit! 36 de săptămâni de cursuri vor face cei mai mulți dintre elevii români în anul școlar 2024-2025. Anul școlar începe așadar pe data de 9 septembrie anul acesta și se termină pe data de 20 iunie 2025 pentru cei mai mulți dintre ei, pentru că sunt și excepții, bineînțeles, pentru elevii din anii terminal, dar vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Haideți, întâi de toate, să vedem structura vacanțelor. În următorul an școlar, pentru că începem cu vacanța de toamnă, deja de pe 26 octombrie 2024 până pe 3 noiembrie 2024. Avem apoi vacanța de iarnă, bineînțeles, de pe 21 decembrie 2024 până pe 7 ianuarie 2025 și ajungem la ceea ce am ajuns să cunoaștem drept vacanța de schi o săptămână în intervalul 10 februarie 2 martie 2025, exact când va avea loc această vacanță în fiecare județ, bineînțeles, vor decide inspectoratele județene școlare. Iată și calendarul pentru școala altfel și pentru programul Săptămâna Verde vorbim așadar de câte cinci zile consecutive pentru fiecare în perioada 9 septembrie 2024-30 mai 2025, exact când vor avea loc aceste programe, rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ în parte. În final, haideți să ne uităm la aceste excepții despre care vă vorbeam puțin mai devreme Pentru că pentru elevii în anii terminale, așadar cei din clasa 12a Dar și cei din clasa 13a de la Seral și a frecvența redusă Vor face în următorul an 34 de săptămâni de cursuri Pentru ei școala se termină cel mai repede pe 6 iunie 2025 Și în final pentru cei din clasa 8a, -a, anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și și se termină pe data de 13 iunie 2025.